Descoperă Ortodoxia cu părintele Iulian Rață. Bun găsit, sunt Jana Ulinic și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Descoperă Ortodoxia. În această ediție o să vorbim despre cel mai important eveniment al omenirii, nașterea Domnului, și despre acelea care au urmat în zilele de după nașterea Lui. Practic, El e Cel care a reușit să împarte timpul în două mari perioade, înainte și după Hristos. Mă bucur să ne revedem și astăzi, Părinte. Cu mare plăcere, revin. Uite că am trecut de o astfel de sărbătoare și încă o trăim. O trăim și o vom trăi încă câteva zile bune, deși pentru un creștin ortodox această sărbătoare ar trebui să fie trăită zilnic în sufletele fiecăruia dintre noi, exact ca și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sunt două sărbători pe care un creștin adevărat, autentic, trebuie să le trăiască și bucuria aceasta trebuie să fie retrăită zi de zi de fiecare dintre noi. Eu, de fapt, voiam să vă felicit chiar din start cu această sărbătoare și să vă mulțumesc dumneavoastră, dragă Jana, și redacției întregi pentru oportunitatea pe care ne o oferă ca să vorbim oamenilor despre această mare sărbătoare și această mare bucurie pe care în aceste zile noi cu toții o retrăim. Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atât datorită dumneavoastră, sper din tot sufletul să reușim să ajungem în cât mai multe case pentru a le transmite mesajul de felicitare și gândul cel bun legat de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi vă mulțumim pentru că, de fapt, suntem primii care află, uite, aceste informații, că suntem și noi necunoscători. Slavă Domnului! Totuși, o majoritate din creștini ieri au sărbătorit mai mult Crăciunul decât nașterea Domnului. Așa. De ce uităm de nașterea Lui? Veșnica întrebarea fiecăruia dintre noi e lupta asta dintre Marta și Maria. Marta care încearcă să se îngrijească mai mult de cele materiale decât de cele spirituale, mai mult se îngrijește de masă, de casă, de primirea oaspeților, de primirea colindătorilor și atât în toate această alergare a noastră pentru pregătirea mesei de sărbătoare, din păcate câteodată uităm de esența sărbătorii de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De asta și suntem aici, ca să le readucem aminte cât de important este ca noi să pătrundem în esența evenimentului și să ne bucurăm de pruncul născut în peștera Betleemului și de dragoste cea mare pe care Dumnezeu o revarsă față de noi oamenii, față de a sa omenire, prin întruparea sa, prin venirea sa în lume pentru noi și pentru a noastră mântuire. Haideți să relatăm în detalii acest moment istoric și poate așa cunosc și ei mai bine. Așa. Deci, evenimentul s-a consumat, să zicem așa, cu 2022 de ani în urmă. Aducem aminte tuturor că numărătoarea anilor se începe de la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de la venirea sa pe pământ. A fost chemarea împăratului roman Octavian Augustus, care dorea ca să facă un recensământ. Și dacă în zilele noastre recensământul se face cumva altfel, adică recenzorii vin pe la casa fiecăruia dintre noi pentru ca să afle informațiile necesare, în acea perioadă de timp fiecare om trebuia să se ducă în cetatea sa de baștină. Deoarece Iosef, logodnicul Maicii Domnului, era din Betleem, iar ei trăiau în Nazaret, asta era la o distanță de 130 de kilometri de Betleem, iată că și Iosef cu Maria s-au avântat ca să plece în această călătorie și să participe ca niște adevărați cetățeni la recensământul cerut de către împăratul roman, în a cărui stăpânire în acea perioadă de timp s-a afla Palestina, Iudeia, Israelul de astăzi și așa mai departe. Și atât, mergând pe drum, a venit timpul nașterii. Vă dați seama că călătoria era una foarte anevoioasă. Nu erau mijloacele de astăzi de transport, avioanele sau elicopterele sau trenurile sau automobilele. Era mersul pe jos la putere. Era calea navală pe alocuri, dar deoarece distanța asta care trebuia parcursă nu includea și calea navală, călătoria s-a făcut pe jos cu ajutorul
unui mânz de asine, cu ajutorul unei asine. În momentul în care au ajuns aproape de cetatea Betleemului, a venit și timpul ca Maica Domnului să nască și deja vine acest crud moment în istoria omenirii, când au bătut la o poartă, la a doua poartă, la a treia poartă, la a patra poartă și nimeni nu s-a găsit ca să-i deschidă casa și să-l primească pe Domnul nostru Iisus Hristos, să o primească pe Maica Domnului și pe Iosef. Și atunci aceștia, neavând unde se caza, neavând unde se opri, ne găsind niciun han potrivit pentru ei, au fost nevoiți ca să se găzduiască într-o peșteră care servea pe rolul de grajd. De ce? În anumite colinzi, în anumite scrieri, o să auziți grajd, în altele o să auziți peșteră, să nu vă tulbure această idee, era o peșteră care servea pe rolul de grajd. Și atât în acea peșteră, Mântuitorul Hristos se naște blând, smerit, umil, în loc de castele mari peșteră, în loc de sobe călduroase erau suflarea animalelor, în loc de scutece alese erau paiele și fânul. Adică s-a născut, putem spune așa, într-o sărăcie ilustră. Nu că Maica Domnului nu ar fi avut sau Iosif nu ar fi avut. Se aflau în această călătorie și se aflau într-un moment când oamenii, din păcate, nu au putut să-i găsească un loc unde să-l găzduiască pe Mântuitorul Hristos. Primii dintre cei care au aflat vestea cea bună au fost păstorii de pe deal. O să vă opresc aici. Așa. Până descrie cum au venit păstorii la Mântuitor, vreau să accentuăm și faptul, sau să explicăm mai bine ce înseamnă logodnicul Mariei, pentru că mulți sunt duși în eroare, uite aici, crezând că Iosif era cumva soțul ei, cum acum o înțelegem noi cuvântul logodnic. Da, deci cel mai potrivit, cea mai corectă explicație a cuvântului logodnic este tutore. Iosif era cel care era încredințat că să aibă grijă de Maica Domnului. Să ne aducem aminte un pic de momentul nașterii Maicii Domnului și de faptul că ea era rodul mult dorit al părinților săi, care deja ajunși bătrân de an nu puteau avea copii. Și atunci când au văzut că nu puteau avea copii, dreptul Ioachim a făcut și o făgăduință către Dumnezeu și a zis: Doamne, dacă îmi dorești copil, ți-l închin ție. Și atunci ei s-au ținut de cuvânt. Când s-a născut Maica Domnului, la trei zile, la trei ani, cer scuze, au luat-o și au dus-o la templu, unde Maica Domnului a fost lăsată în grijă templului și a celor de la templu ca să fie educată, crescută în frica lui Dumnezeu. Între timp, bătrânii Ioachim și Ana au trecut la cele veșnice, au trecut și ei la Dumnezeu. Și era tradiția la poporul evreu ca în cazul în care părinții mureau, cineva din cele mai apropiate rude să vină și să o ia pe persoana în cauză în grija lor. De asta dată au tot căutat cine ar fi cea mai apropiată persoană și l-au găsit cea mai apropiată ca rudă pe dreptul lui Iosif, care de fapt era și mai bătrân de ani. Mai bătrân de ani decât Maica Domnului și nici de cum el nu putea să aibă rolul de soț al Maicii Domnului. Deci el a luat-o, să zicem așa, în grija sa, pentru ca să-i poarte de grijă. Cu toate acestea, și aici se consumă un moment extraordinar unde se vede smerenia Maicii Domnului, dar și smerenia lui Iosif. Pentru că în momentul în care Îngerul Domnului a venit și a vestit despre întruparea Fiului Dumnezeu și despre faptul că ea urmează să devină născătoare de Dumnezeu, vreau să țineți cont că acest lucru avea loc 2000 și ceva de ani în urmă. Avea loc într-o țară unde femeia, conform legislației, care rămânea însărcinată, neavând pe cineva, neafiind căsătorită, era ucisă cu pietre. Și Maica Domnului se angajează și își ia această responsabilitate și zice simplu: iată roaba ta. Adică pleacă capul înaintea voii lui Dumnezeu, asumându-și toate riscurile care puteau să urmeze. Dreptul lui Iosif la rândul său, uitați-vă, procedează asta într-o smerenie extraordinară. În momentul când vede că Maica Domnului este însărcinată, el planifică ca să o lase pe timp de noapte, pe Maica Domnului, ca să se primească că el de putut să trăiască cu dânsa nu putea, dar el voia să-și ia asupra sa toată responsabilitatea, ca tot să zică: uite, rudă, a lăsat-o însărcinată și încă și-a abandonat. Măi, ce fel de om este el? Și în felul acesta voia să-și atragă asupra sa toată ocara, dar să o păstreze curată pe Maica Domnului. Și uitați-vă, Îngerul Domnului se arată și lui Iosef în vis
Și zice, nu te teme să o iai pe Maria, pentru că ceea ce este în pântecele ei, de la Duhul Sfânt este. Și atunci Iosif, cu mult smerenie, accept voia Domnului, rânduiala lui Dumnezeu pentru sine și îi poartă de grijă în continuare Maicii Domnului și poartă de grijă și pruncului care se naște în peștera Betleemului. Cumva prezența lui a păstrat acest mister ca cei răi să nu afle exact. De faptul că uite, e o fecioară printre așa, ei. Una, ca să nu afle, doi, ca să nu fie batjocorită și să nu fie omorâtă cu pietre, așa cum cerea de fapt legea Vechiului Testament pentru toate fetele tinere care rămâneau însărcinate, nefiind căsătorite. Cum a avut loc mai departe? Au venit păstorii? Au venit păstorii pentru că au auzit primul colind. Au venit păstorii pentru că au văzut steaua strălucind pe cer și au auzit un cor îngeresc. Vreau doar să vă imaginați acest cor îngeresc, cerurile deschise și această cântare extraordinară a îngerilor care vesteau nașterea Mântuitorului Hristos, care cântau toți într-un unison slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Și atât păstorii, auzind această cântare splendidă și extraordinară, află de la înger vestea despre nașterea pruncului născut în peștera Betleemului și sunt îndemnați de către Îngerul Domnului ca să meargă și să aducă închinarea cuvenită Fiului lui Dumnezeu. Și aici, dacă să facem așa o mică paranteză, apar diverse interpretări de-a lungul timpului și ne învinovățesc. De unde ați luat voi că nașterea Domnului ar fi fost în data de 7 ianuarie, să zicem așa, pentru că ia uitați-vă, păstorii erau pe deal. Unde vedeți voi la noi să fie păstori pe deal în data de 7 ianuarie. Cei care afirmă aceste lucruri nu cunosc geografia Țării Sfinte și nu cunosc faptul că în Țara Sfântă este permanent cald. Și acolo păstorii sunt pe deal, putem să spunem așa, 12 luni din 12 luni. Până astăzi, apropo, sunt beduinii care chiar trăiesc acolo pe deal, ocupându-se în continuare cu păstoritul, cu oile, cu caprele și cu alte animale și trăiesc în continuare în felul dat. Deci este permanent cald și era absolut firesc ca păstorii să fie pe deal și să audă această cântare îngerească. Următorul moment extraordinar din toată această istorie este faptul că steaua apărută pe cerul Betleemului a fost văzută și de către niște magi. Vreau ca să nu fie confundat termenul de magi în ziua de azi, cu magia vrăjilor noastre, cu vrăjitorii vrăjilor zilor noastre. Ar fi cel mai potrivit să zicem niște astrologi care urmăreau mersul stelelor, toate cele care se întâmplau pe cer cu stelele. Și atunci ei, văzând această stea extraordinară, au început să cerceteze toate scrierilor ce-o fi însemnând această stea. Și atunci, cercetând toate manuscrisele pe care le aveau, au văzut că aceasta trebuia să vestească despre nașterea unui mare împărat. Și evident că au vrut și ei să se închine acestui mare împărat și au luat darurile pregătite special și au purces după stea. Vă dați seama că asta nu s-a întâmplat într-o zi sau două. Asta a durat câteva, chiar putem să spunem, luni de zile. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că, vă dați seama, magii erau din Persia. Repet încă o dată, modul de călătorie era fie calul, fie cămila, fie măgarul. Atunci când vorbim despre magi, despre cal, calul era în dotarea doar a armatei romane și a celor mai aleși oameni. Deci călătoria se făcea cu ajutorul cămilei. Vă dați seama că a cam durat această perioadă de timp. După aceasta, tot din textul Sfintei Scripturii, aflăm că ajuns la Ierusalim, steaua s-a pierdut din vizorul lor și atunci ei s-au gândit, măi, s-a născut un mare împărat. Unde să fie cel mare împărat? În curtea împărătească. Și au mers la Irod. Irod era unul dintre cei mai crunți oameni ai tuturor timpurilor, în adevăratul sens al cuvântului. Ca să mă înțelegeți, să nu credeți că inventăm povești, Irod și-a omorât câțiva copii de frică, că aceștia când ajungeau să crească, el se temea că nu cumva să ia tronul de domnie și să-l lasă fără de tron. Și a omorât o soție dintre toate pe care le avea, de frică ca să nu rămână fără de scaunul de domnie. Și atât imaginați-vă, vin acești mași și zice, unde este fiul cel mare de împărat care s-a născut că am venit să ne închinea? Ierod s-a tulburat enorm de mult, a chemat toți preoții Vechiului Testament care erau ce fel de împărat, unde trebuie să nască, cum trebuie să se nască. Și atunci se aduce vestea că el trebuia să se nască în Betleem.
Irod cu vicleșug le spune magilor: mergeți și voi și vă închinați, iar după ce îl veți afla, să veniți să-mi spuneți și mie, ca să merg și eu să mă închin pruncului născut în Betleem. Magii au mers într-adevăr, au găsit steaua, au găsit pe pruncul Hristos, i-au adus darurile, i-au adus trei daruri de bază: aur, tămâie și smirnă. Să știți cum s-au adus aceste daruri? La voia întâmplării. Aurul se aducea ca jertfă împăraților. Deci magii au vrut să arate că el este un împărat prin daruri pe care l-au adus. Tămâia, și atunci și astăzi, se aduce jertfă doar divinității. Și prin aceasta magii au vrut să arate că cel născut este Fiul lui Dumnezeu. Nu este un om oarecare și nu este un pur simplu. Iar smirna era în acea perioadă de timp utilizată la înmormântare. Adică se îmbălzăma trupul cu ajutorul smirnei. Și ei au dus-o ca dar, voind să arate că acest împărat, care este și Fiul lui Dumnezeu, urma să moară pentru mântuirea neamului omenesc. Deci de la naștere magii, de fapt, ei au prorocit prin darurile pe care le-au adus ce trebuia să se întâmple cu Mântuitorul Hristos. Și în momentul... Avea oare el nevoie, uite, de aceste daruri de aur, tămâie? Avea nevoie nu atât el cât noi de recunoașterea lui ca împărat și ca Fiul lui Dumnezeu de către toți. Și de către smeritul păstor de pe deal și de către magii care probabil că erau, găsim în interpretarea Sfântului Angură de Aur și altor sfinți, erau chiar anumiți împărați mari sau erau fii de împărați, erau oameni foarte influenți în societate și erau și de alt neam decât poporul iudeu. Deci aveau, noi avem nevoie de această mărturie pentru a arăta că și pentru cel blând și smerit și pentru cel care este de neam înalt și pentru cel care este păgân, pentru că ei erau păgâni. Nu practic, erau creștini, magii ne-au dat un exemplu de comportament față de Mântuitor. Exact. Să-l recunoaștem în primul rând și să-i aducem daruri sau să ne dăm bine pe lângă el. Nu știu dacă să ne dăm bine pe lângă el și anume, uitați-vă că magii au fost cei mai dezinteresați. De ce zic lucrul acesta? Pentru că, uitați-vă, dacă eu aș ști că se naște un mare împărat și m-aș duce la el să-i aduc daruri și închinare, aș face lucrul ăsta pentru că atunci când îi crește mare să ții minte că eu ți-am adus niște daruri. Și magii nu se mai pomenește despre ei nimic absolut. Și nu se mai vorbește. Și mai mult ca atât, ei erau din Persia. Ei nu aveau nicio treabă cu Iudeia în acea perioadă de timp. Deci ei nu aveau niciun interes că atunci când va crește mare Iisus Hristos să ia pe dânsul pe rolul de sfetnici, de mai mare pe haznaua împărătească sau pe alte momente. Nu. Ei au fost printre cei mai dezinteresați oameni. Și atât, magii au primit înștiințare și ei în vis de la Îngerul Domnului, nu vă întoarceți la Irod, pentru că Irod voiește moartea pruncului. Irod, după ce a trecut o habă de timp, și-a dat seama că n-au venit magii. Și dându-și seama că n-au venit magii, în momentul acela s-a tulburat enorm de mult. Și-a dat una dintre cele mai crunte porunci, a dat porunca ca să fie omorâți toți copiii care aveau vârsta până la 2 ani. Istoria ne spune foarte clar că în acele momente, sub sabia lui Irod și a ostașilor săi, au trecut 14.000 de prunci. Ce fi însemnând astăzi, ca să înțelegem, 14.000 de prunci erai un orhei. Copiii de la grădiniță și până la clasa a 12 sunt în jur de 12.000 de elevi. În jur de 12.000 de copii. Irod a ucis 14.000 de prunci. Adică putem să spunem că au ucis toți copiii din raionul Orhiei într-o acea perioadă de timp. S-a împlinit scriptura care spunea că Rahila plânge și nu poate să se mângâie pentru că copiii săi nu mai sunt. Vă dați seama, dacă n-a fost omorât copilul tău, a fost omorât nepotul tău. Dacă n-a fost omorât nepotul tău, a fost omorât fratele tău. A fost omorât o rudă apropiată. Adică durerea era în toate familiile. Durerea era în toate casele. Toți în acele momente au fost păgubiți. Toți practic acele... o astfel de sărbătoare e umbrită și de o mare durere, de o mare pierdere a multor copii. Da. Și toate s-au făcut pentru că se voia moartea pruncului. Și acum este evident de ce în Biserica Ortodoxă noi vorbim atât de mult despre mucenicie, pentru că Biserica Ortodoxă, dacă vreți, Sfântul Tertulian spunea că sângele mucenicilor este sămânța bisericii. Noi ne întemeiem și noi stăm
pe această mărturisire acestor oameni extraordinari care au fost gata ca să moară, dar să păstreze vie credința în singurul și adevăratul Dumnezeu și mărturia în pruncul cel născut în peștera Betleemului. Apropo, aici, ca o paranteză, n-au trecut chiar toți pruncii prin sabia lui Irod. Noi avem mărturii despre faptul că Ioan Botezătorul a scăpat de sabia lui Irod pentru că era cu jumătate de an mai mare decât Mântuitorul Hristos. Noi avem mărturii despre unul dintre apostolii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Natanael, care era de aceeași vârstă cu Mântuitorul și a scăpat și el fiind ascuns acolo sub smochin și în felul ăsta a scăpat de către sabia lui Irod. Deci sunt și anumite persoane care au scăpat și chiar Domnul nostru a scăpat pentru că Iosif a primit în științare și el de la Dumnezeu: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și merge în Egipt, pentru că Irod voiește moartea pruncului. Și atunci Mântuitorul Hristos a mers în Egipt, unde a stat până la vârstă de... Nu se știe precis până la ce vârstă, atâta știm că la 12 ani Hristos deja era la templu din Ierusalim și acum cerea tradiția legii Vechiului Testament, a venit împreună cu Maica Domnului și cu Iosef și stătea de vorbă cu mai marii preoților acolo. Deci asta înseamnă că la 12 ani, la sigur, că Mântuitorul deja era reîntors după moartea lui din Irod. Egipt. Da, era după moartea lui Irod, dar totuși Mântuitorul și Maica Domnului și Iosif n-au venit să locuiască în Betleem, în cetatea lui David și în cetatea lui Iosef, ci au mers în Nazaret, adică înapoi, în nordul țării, acolo unde și-a petrecut tinerețea, dar și acolo unde și-a început și predica sa de bază. Apropo, ca paranteză, 11 dintre toți cei 12 apostoli Mântuitorului Hristos erau din Nazaret și din regiunea Nazaretului, acolo de lângă Marea Galilei, mare majoritatea lor fiind pescari și oameni simpli, de fapt, de misiunea lor. Știți, atunci când vorbim despre Irod și despre cruzimea lui Irod, e spirios. Măi, să omori 14.000 de prunci, așa pur și simplu. Dar ia, uitați-vă, vă rog frumos, din 1964 până în 2014, în Republica Moldova s-au făcut 3.600.000 de avorturi. 3.600.000 de avorturi. Vă dați seama, asta înseamnă o Republică Moldova paralelă, ștearsă de pe fața pământului. Cu ce suntem noi mai buni decât Irod? Acum, cu toată sinceritatea. Anul acesta, în 2022... cer scuze, anul care a trecut deja, 2022, la nivel mondial s-au făcut peste 42 de milioane de avorturi. Asta sunt practic 20 de Republica Moldova șterse de pe fața pământului. Puneți, vă rog frumos, numai câte un gram de sânge. Și vă dați seama că acolo sunt tone de sânge și curg râuri de sânge. Din păcate, noi trăim într-o perioadă de timp undeva similară în răutate cu cea din timpul Mântuitorului Hristos. Numai că știți care este tragedia noastră a celor de astăzi? Tragedia este în faptul că atunci ei nu știau despre Hristos. Și atunci Hristos nu venise ca să moară pe cruce și să răstignească pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Astăzi noi știm despre Hristos și cu toate acestea suntem ucigași în continuare. Și cu toate acestea, dacă atunci lui Irod și a ostașilor săi săbile erau scăldate în sânge, astăzi multe dintre mamele noastre au mâinile scăldate în sânge prin păcatul avortului. Și nu doar mame. Și nu doar. Și nu doar, nu, bine a zis, da, și nu doar mamele, aveți perfectă dreptate și tații, pentru că orice tată care dă permisiunea sau îndeamnă soția să meargă să săvârșească păcatul avortului, își asumă acest mare păcat întocmai cu soția. Bărbatul nu are păcat doar atunci când soția pe la spatele său se pentru duce că, din și nou, se vârșește. Avem aici un exemplu, îl avem pe Iosif, care chiar dacă așa, nu era copilul său, el nu a lăsat-o. Și el a avut grijă de ea și a ajutat-o. Exact. Și i-a dăruit toată dragostea sa și a intrat în istorie ca un bărbat extraordinar care a știut să se jertfească, care a știut să se smerească și să plece capul înaintea voii lui Dumnezeu. Sunt niște lucruri extraordinare ca să fii cel care ai grijă de Fiul lui Dumnezeu. Și el și-a asumat pe deplin această responsabilitate. Și mă întorc încă o dată. Uitați-vă că cineva mă interpretează că dacă ești ortodox, dacă treci cu Dumnezeu, trebuie ca totul să fie lin, să ai drum deschis, să ai drum pavat până la împărăția cerurilor. Nu e tocmai așa. Uitați-vă, vă rog frumos, la viața zbuciumată
a Maicii Domnului, care pe lângă faptul că și-a asumat niște riscuri în momentul în care l-a născut pe Mântuitorul Hristos, a mai avut să sufere și să vadă cum fiul său este răstignit pe cruce. Uitați-vă la Iosif, care a fost nevoit ca să facă drumul acesta, iar după drumul acesta să fugă și în Egipt și să stea cu frica în sân, ca nu care cumva să fie urmărit el și familia sa de către Irod și de către ucigașii săi. Deci, atunci când îl urmezi pe Dumnezeu, nu mergi pe drumul cel larg, mergi pe calea cea îngustă, care presupune să avem și niște ispite, și niște greutăți, și niște cercetări, dar ne întoarcem la Biblie. Dumnezeu pe cine iubește, pe cel amustră și ceartă, și toate se leagă perfect. Și totuși sunt mai mult de 2000 de ani când încă ne mai iubește. Și o să ne iubească în continuare. Deci ideea este că nu noi îl iubim și nu pentru dragostea noastră el ne ține, el ne iubește. Și dragostea lui față de noi este imensă și el ca un tată iubitor este gata să ne ierte toate neputințele noastre și toate greșelile noastre, doar dacă evident dăm dovadă de pocăință sinceră și de schimbare în viața fiecăruia dintre noi. Vorbeam despre cele femei, că nu vreau să le rănesc acum în aceste mari zile de sărbătoare și să stea astăzi cu durerea că uite și noi suntem ucigașe și să noi suntem niște irodiene prin vărsare de sânge pe care am făcut-o. Noi, cei de azi, avem și loc de pocăință. Și știm că prin pocăința noastră și prin părerea noastră de rău, putem să spălăm păcatele săvârșite. A doua zi după nașterea Domnului, chiar astăzi, o sărbătorim soborul Maicii Domnului. Aș vrea să ne povestiți și despre acest moment. În biserica noastră ortodoxă, noi avem înainte prăznuire, și atât vedeți că în toată perioada aceasta a postului nașterii Domnului pe care am trecut-o, s-a colindat pe din plin și cântările din biserică ne-au pregătit de evenimentul nașterii Mântuitorului Hristos. Dar avem și după prăznuire, adică nu se încheie nașterea Domnului și uite evenimentul gata, am ajuns seara, am încheiat programul și nu mai avem nimic absolut în program. Nu, el continuă încă câteva săptămâni după această mare bucurie a nașterii Mântuitorului Hristos, care se manifestă și prin colinzi, dar și prin anumite zile de sărbătoare. Și atât, noi avem în Biserica Ortodoxă așa obicei, ca după cele mai mari sărbători să prăznuim pe principalii actanți în această sărbătoare, adică pe cele mai importante personaje, să zicem așa. Iată, de exemplu, avem botezul Mântuitorului Hristos, a doua zi îl sărbăm pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe Mântuitorul Hristos. Avem la Duminica Mare pogorârea Duhului Sfânt, iar a doua zi îl sărbăm pe Duhul Sfânt, cel care s-a coborât asupra bisericii și tot așa mai departe. Și atunci astăzi o sărbăm pe Maica Domnului și avem sărbătoarea numită Soborul Maicii Domnului, pentru că ea vine să încununeze toate sărbătorile Maicii Domnului și să ne aducă aminte de cea care l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul Lumii, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și atât, în această zi de duminică, pe lângă faptul că noi colindăm și ne bucurăm în continuare de nașterea Mântuitorului Hristos și slujim și slujba obișnuită, Sfânta și Dumnezeiască liturghie, o mai cinstim și pe Maica Domnului în rugăciunile noastre, amintindu-ne de dragoste cu care ea a devenit altarul din care să se nască Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii. Ne aducem aminte de Preasfânta Stăpână noastră, de Dumnezeu Născătoare și Porurile Fecioară Maria. Câți din comunitatea voastră, de exemplu, să vorbim direct, mai vin a doua zi după Crăciun la biserică, uite, la slujbă? Pentru mine a fost, acum uitați sinceritatea, dacă dăm timpul puțin în urmă și ne aducem aminte de data de 31 decembrie, 1 ianuarie, în acest an a fost sâmbătă spre duminică. Și acum trebuie să spun cu toată sinceritatea, mă gândeam că o să fie biserica goală, pentru că toți după ferie, sărbătorii de anul nou, o să prefere să stea acasă și să doarmă după o noapte destul de plină de evenimente. Am rămas foarte plăcut surprins să văd duminică biserica plină ca de obicei, cu creștini, cu rugători, cu oameni care au venit să cinstească Sfânta Zi de Duminică și să dea slavă lui Dumnezeu. Sper din tot sufletul că același lucru o să fie și astăzi, o să vină lumea la biserică, pentru că mai este încă o chestiuță foarte interesantă pe care am observat-o în anumite comunități, nu și la Lucașeuca. Iată, în ziua de înviere, de exemplu, foarte puțină lume este în biserică. De ce? Pentru că
noapte, oamenii se mai obosesc de slujba de noapte, nu totdeauna sunt deprinși să privegheze în slujba de noapte. Iar a doua zi, oamenii vin să savureze din plin această sărbătoare a Învierii Mântuitorului Hristos. Deja au mâncat, s-au întărit trupește și așa mai departe. Sper din tot sufletul și din toată inima că această duminică, în acest sens, nu va fi o excepție. Dacă să-mi aduc aminte de anii precedenți, a doua zi totdeauna biserica noastră este plină, în mod special cu colindători. Pentru că, iată, toate cetele de colindători au mers în ziua de naștere a Domnului și au colindat din casă în casă, iar duminică sau a doua zi după nașterea Mântuitorului Hristos vin în biserică ca să colindăm cu toți împreună. Avem și colinda satului nostru tradițională pentru Lucășeuca, avem în afară de aceasta și alte colinzi superbe, extraordinare, și atât cu toți împreună după ce se încheie Sfânta Liturghie, ne avântăm într-un recital frumos de colinzi unde ne bucurăm din plin de sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sper că astăzi nu fie excepție în comunitatea noastră. Colindul, o tradiție atât de frumoasă, dar uite că trăim niște vremuri când oamenilor le este frică să mai deschidă ușa și vorbesc de oamenii care trăiesc la oraș, în blocul scării, nu se prea deschide ușa. Dacă nu știi codul de la interfon, nu mai ajung colindătorii pe la ușile oamenilor. Se tem că nu vor avea ce să le dea. Chiar e nevoie de, uite, niște daruri atât de scumpe, de bani mulți, sau copiii încă se mai pot bucura de un fruct, de un biscuite, nu știu, de orice. Omul care, să nu fie cu supărare, dar care nu deschide ușa de naștere a Domnului colindătorilor, este uneva asemenea cu oamenii care nu i-au deschis ușa lui Iosef și lui Maria. În momentul în care ei căutau un lăcaș unde să se oprească pentru ca să-L nască pe Mântuitorul Hristos. Noi trebuie să deschidem ușa. Noi trebuie să mai avem încredere în oameni. Repet încă o dată că am spus-o în cadrul emisiunii noastre anterior, când va fi sfârșitul lumii? Atunci când vor dispărea cărările dintre oameni. Noi nu avem dreptul în astfel de sărbători să ținem ușile închise. Noi trebuie să le deschidem ușa și să-i primim pe copilașii cei care vin ca îngerașii, pentru că ziceam că primul colind a fost cel al îngerilor, deci copilașii vin ca îngerașii, pentru ca să aducă mare bucurie a nașterii Mântuitorului Hristos, noi suntem datori să-i primim cu orice avem, cu orice putem. În vechime era obligatoriu colăcelul, era obligatoriu holubașul cel care ne aduce aminte de pace, care atât de mult ne lipsește astăzi. Cunucii erau primiți. De altă parte, sunt și părinții cărora le e frică să-și trimită îngerașii, cum ați spus, la colindat, pentru că nu știu cine le vor deschide ușa, de fapt. Să meargă cu ei. Am văzut foarte des ori cazuri la noi în comunitate, în satul nostru, când părinții stăteau cumva acolo în spate și urmăreau cum îngerașii lor mergeau să colinde. Dar părinții sunt extraordinari pentru că de mici îi învață deja pe copii să meargă și să colinde, să ducă vestea cea bună despre nașterea Fiului Dumnezeu. Și momentul ăsta este superb, este extraordinar, este foarte plăcut să facă părinții cât mai des lucrul acesta, să meargă ei împreună cu copilașii, să se organizeze cete de colindători. Adică câțiva să meargă împreună, sau dacă sunt mai mulți frați, surioare, să meargă cu toți împreună, cu toată familia și să vestească nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evident că chestia asta lăsată se face mai ușor, e mai simplu și e atât de mare plăcere când ieși și auzi și într-o parte și în cealaltă a satului cetele de colindători care vestesc nașterea Mântuitorului Hristos. Trebuie să recunoaștem că și noi facem. Corul bisericii din Lucășeuca se organizează în fiecare an, în ziua de naștere a Domnului, a doua zi de naștere a Domnului, câteodată și a treia zi de naștere a Mântuitorului Hristos, și mergem măcar pe la câteva zeci de familii din Lucășeuca. Și o facem nu pentru bani, o facem pentru că vrem să aducem vestea cea bună despre nașterea Fiului lui Dumnezeu și despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât s-a făcut om pentru noi. S-a făcut om pentru noi ca noi să devenim Dumnezeu. Sunt niște lucruri extraordinare. Și atunci a merge și a colinda este a fi asemenea cu îngerii. A deschide
ușa Mântuitorului Hristos înseamnă a nu, sau acelor copilași, înseamnă a nu te asemăna cu oamenii care n-au vrut să-i deschidă ușa Mântuitorului Hristos. Și atunci să nu punem accent pe cele materiale. Copilașii o să vină și o să ne colinde cu mare drag, nu neapărat numai pentru leuțul acela sau pentru leicei pe care noi îi dăm. Ei să vină și o să o facă cu mare drag și cu mare plăcere atunci când noi o să-i ascultăm. Deseori se primește la noi așa că se deschide ușa colindătorului, hai tu colindă, dar noi nici nu te ascultăm. Nu sau se filmează. Da, nu e bine. Noi trebuie să savurăm acest colind și noi trebuie să-l transmitem celor care vin după noi. Vă dați seama cât de strașnic ar fi peste 20-30 de ani să nu se mai aude colindul. Să nu se mai audă. Acum mai este o tendință care un pic mă sperie. Sunt foarte multe colinzi superbe, extraordinare, dar în care nu este Hristos. În care iarăși de nou nu este Hristos. Adică e colindul care vorbește despre dorul de țară, e colindul care vorbește despre dorul de părinți. Dar deci asta nu e rău, nu doar e că rău, să ne adevărat, amintim dar să nu le excludem pe Hristos. Asta este gândul meu către toți, să nu le excludem pe Hristos din sărbătoarea sa, pentru că fără de Hristos sărbătoarea nu mai are esență și nu mai are culoare. Apropo, referitor la asta, părintele Constantin Necula din România spune că a respecta sărbătorile celorlalți înseamnă să-L respecti pe Dumnezeu. Iar asta eu cred că e cel mai important, să le permitem oamenilor să sărbătorească așa cum le dorește sufletul, dar să nu uităm și de adevărata esență acestei exact. Sărbători. E sărbătoarea, chiar e o sărbătoare a sufletului, nașterea Mântuitorului Hristos. E momentul când se întâlnesc copiii cu părinții. E momentul când se întâlnesc finii cu nănașii, nănașii cu finii. E momentul când se vizitează bunei la țară. E momentul când se alină dorul ăsta spiritual la multă lume. E momentul când revin cei de peste hotare. Pentru că în aceste momente și în aceste zile satele noastre sunt mai pline de cei de ai noștri plecați peste hotare, pentru că ei nicăieri nu pot simți bucuria și fierie acestei sărbători ca acasă, atunci când merg și ei scolinde din casă în casă și să vestească nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea veșnicia s-a născut la sat, dragostea fără de Dumnezeu, față de Dumnezeu, acolo la sate se simte cumva mai deosebit și acolo nu mai sunt aceste telefoane pe care trebuie să sun, să apelez ca să se deschidă, acolo ușile sunt deschise. O ultimă întrebare. Pe vremuri, unii ortodoxi din anumite părți se salutau cu de la Crăciun până la Boboteaza cu sintagma Hristos se naște, iar ca răspuns primeau slăviți-l. De ce nu s-a mai păstrat această tradiție sau de ce nu a prins rădăcini și pe la noi? Bănuiesc tot noi preoții suntem de vină, acum trebuie să ne asumăm pe deplin această vină. E faptul că noi nu promovăm această tradiție și acest obicei frumos de a vesti nașterea Mântuitorului Hristos și în acest fel. Noi o păstrăm, din păcate, numai legată de învierea Mântuitorului Hristos și de înălțarea Mântuitorului Hristos. Atunci când zicem Hristos a înviat cu adevărat în viață sau Hristos a înălțat cu adevărat s-a înălțat. Această tradiție la nașterea Mântuitorului Hristos, din păcate, nu s-a înrădăcinat. Bănuiesc că e o scăpare noastră asupra căreia trebuie să muncim și pe care trebuie să ne-o asumăm. Hristos se naște, Părinte. Slăviți-L! Vă mulțumesc mult! Cu drag! Sper că toată această magie a sărbătorilor să nu plece prea repede de la noi, iar mâine să ne trezim cu aceeași poftă de a fi mai buni. Spre final, cu mare drag primim corul bisericesc din satul Teleșeu, raionul Orhei, în platoul emisiunii noastre. Și nu uitați, ne auzim și săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Descoperă Ortodoxia. Toate cele bune! Copii, intrați!
Descoperă Ortodoxia cu părintele Iulian Rață.